primit onorata sarcină să citesc un articol publicat de către Nicolae Iorga în ziarul Neamul Românesc la 10 mai 1906, în contextul în care se pregăteau festivitățile pentru organizarea a 40 de ani de domnie a lui Carol, a regelui Carol I. O scrisoare pe care Nicolae Iorga i-a adresat-o suveranului, o scrisoare care a fost publicată în ziarul Neamul Românesc. De fapt, Iorga avea tradiție a se adresa regilor. Ne aducem aminte de acea celebră scrisoare scrisă lui Ferdinand în 1918, în februarie 1918, atunci când au fost acele concilii de coroană și acele dezbateri mari, dacă trebuie să încheiem sau nu pacea cu puterile centrale, și atunci, sigur, la cerința reginei Maria, dar Iorga scrie acea frumoasă și justificativă scrisoare regelui Ferdinand, plus altă corespondență care a fost cu Carol al II-lea și așa mai departe. Știm foarte bine că Iorga a fost un apropiat al casei regale și sub Carol, și sub Ferdinand, și sub Carol al II-lea. Să nu uităm că prințul Carol al II-lea a fost elevul lui Iorga. Și Iorga mergea la palat unde făcea ore și în fondul arhivelor naționale găsim acolo chitanța cu care Iorga era plătit, 250 de lei ședința cu Carol la reședința maestății sale, că era în București, că era la Sinaia și așa mai departe. Prin urmare, cu toate problemele și discuțiile care erau, Iorga a fost un apropiat al casei regale, indiferent de suveran. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire acestei scrisori, care este foarte interesantă. Deci tot ce citesc aici aparține lui Nicolae Iorga, nimic mie. Fiindcă sunt și niște cuvinte care pot să fie interpretate într-un anumit fel și să nu cumva să apar ca eu fiind autorul lor și să-mi atrag ura și disprețul cuiva. Către cititorii Jubileu. Atâția dintre adevărații fruntași politici nu se vor înfățișa la 40 aniversară a sosirii în țara suveranului, lăsând locul lor plevuștei fără număr care se razimă cea mai șubredă cocioabă ministerială ce a fost în România. Stând drepți și mândri, îi închinăm regelui Carol nu prin osul temenelelor turcești, nu umilita terfelirea a sufletelor veștete, ci energia nouă a sufletelor noastre harnice și hotărâte. Nu-i zicem, ajung dafinii de acum 30 de ani, să jubilăm și azi și mâini și poimâni, să jubilăm unii după alții, ci ca unui voievod din vremuri, ascultător pentru suferințele mulțimilor, să spunem cu glas tare, măria ta, nu e fericită această țară. Cei mai buni fie ei se istovesc pe brazdă și din sângele lor își fac averi arme împotriva noastră. Jidovii Galiției și spuza pribeagă a neamurilor din lume. Măria ta, vermuiesc asupra noastră și în preajma ta oameni stricați care ne mănâncă din carne cu gurile lor scârboase. Un neam întreg e legat de dânsi și din inima măriei tale nu poate pleca toată fapta bună pe care ai vrea să o dai. Ei, aceștia, gârboviți de decorații, acești giftuiți și trufași, aceștia sunt dușmanii noștri, dușmanii măriei tale, pe care te-au amenințat și cu omorul. Ei sunt dușmanii țării, dușmanii neamului, dușmanii faimei noastre, ai viitorului nostru. Ei vreau să nu ne simțim, să nu ne mișcăm. Ei vreau să nu vezi, să nu auzi, să nu voiești. Ei trântorii și stricații, ei politicieni. Nu-ți vom zice, nu făcea politică, cred că Iorga atunci, nu-ți vom zice, izbăvește-ne de ei, măria ta, cu ajutorul lui Dumnezeu, care ți-a dat odată biruința, căci nu ne poți izbăvi. Ești rege, ai coroană și sceptru, ești mai mare decât oricine dintre noi. Dacă nu mai mare decât toți la un loc, steagurile se pleacă înaintea ta. Noi toți ne închinăm înaintea bătrâneților tare obosite de muncă,
dar să ne izbăvești de ei, n-ai putere. Nu, nu ai. Însă, când vom fi alături de tine, noi tinerii care, în care clocotește puternică și curată viața cea nouă, când vom fi cu tine, acele mii și mii de săraci ai ogoarilor, în numele cărora numai noi, dacă am putea vorbi, atunci toată vlaga dușmanului rău va pieri. Și atunci vom învinge măria ta, vei învinge și surița bătrânului viteaz va străpunge spurcatul balaur. Atunci, sub înțeleapta îndreptarea măriei tale, se va putea munci un sfârșit cu spor. Atunci țara românească va fi a românilor, numai a românilor, dar a tuturor românilor. Atunci granițele rele vor cădea de la sine și îți va îngădui Dumnezeu să vezi aceasta. Și cât va trăi neamul românesc, se va pomeni cu recunoștință acela care a stat în fruntea ostașilor, care ne-au dezrobit de păgânia turcilor și în fruntea oamenilor curați, care ne-au dezrobit de pilătorii și mai păgânii ai însuși neamului lor. Rupe, măria ta, lanțurile de aur și vom cerca să rupem lanțurile de fier. O nouă Românie poate ieși din acest ultim război al bătrâneților tale. Semnat Nicolae Iorga. Nu cred că este cazul să mai comentăm. Comentăm după. Așa. Eu o să comentez după. Eu o să comentez după. După, da. După, exact. Da. Sigur. Sunt multe de spus, fiindcă, așa cum când a scris Iorga, încă nu s-a apucat de politică atunci și atunci nu știu dacă peste ani am mai folosit expresiile la, și cuvintele la adresa politicienilor, că era și el în rândul politicienilor. Dar unele chestiuni sunt valabile și astăzi, altele poate sunt exagerate, să nu uităm că Iorga nu era chiar așa ușă de biserică, avea gura slobodă, suficient de slobodă, era considerat un pericol la adresa securității naționale înaintea primului război mondial, drept pentru care siguranța l-avea în evidență, a și fost pus pe lista celor care trebuiau să fie arestați înainte de 89 și așa mai departe. Știm foarte bine reacțiile lui la răscoala din 1907, și mi-aduc aminte replica celebre pe care lui o dă Ionel Brăteanu când trebuia să facă reforma agrară în 1919 și Iorga îi spune lui Brăteanu și domnule prim-ministru, fă domnule reforma aceea și domnule eu vreau să o fac, dar nu mă lasă conservatori ăștia, domnule. Păi ce problema asta? Împușcă și pe ei cum îi împușcă și pe el la 1907. Și cu asta a rezolvat problema. Da. Cu astea fiind zise, dați-mi voie să trec la comunicarea pe care am pregătit-o pentru astăzi. Inițial propusesem ceva, dar după aceea m-am gândit la o altă chestiune, un pic mai de actualitate și poate un semnal pentru mai mare sau mai mici țări, dar nu pentru mai mici, ci pentru mai mare, că aia mai mici mișcă. Aia mai de sus, de acolo, nu prea mișcă și nu știu cui va trebui să ne adresăm, dar poate că da, a trebuit să ne adresăm. Și atunci eu o să prezint câteva chestiuni în legătură cu serbările centenarului nașterii lui Avram Iancu. Adică ce s-a întâmplat în anul 1924, chiar dacă domnul Viorel Gaftea a amintit câteva aspecte, eu o să intru puțin mai în detaliu, cu regretul de a nu avea modul în care s-a implicat armata în pregătirea acestor evenimente, deoarece eu, împreună cu șeful arhivilor militare, am scos, acum 2 ani de zile, un volum de documente privind implicarea armatei la serbările încoronării și având în vedere că a fost implicat Secretariatul General al Ministerului Apărării în acea chestiune, iar în 1924 același general era secretar, în continuare secretar general al Ministerului Apărării, nu este exclus ca experiența lui să fie valorificată în acest sens. Deci toți organizatorii, din punct de vedere al armatei implicați în această chestiune, cred că aveau experiența de la Alba Iulia din 1922 și nu le-a fost greu să organizeze sau să se implice în această activitate. Primul lucru care vreau să o scot în evidență, că organizarea sărbărilor pentru centenarul Avram
ceremoniile comemorative la 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu nu au aparținut unei instituții de stat, ci au aparținut unei instituții culturale, Astra, în fruntea căreia se afla la vremea respectivă Vasile Goldeș. Acțiunea care s-a desfășurat în perioada 31, sau mai bine zis 30 august, până pe data de 2 septembrie, deci toate sărbările de comemorare, au fost pregătite din timp. Încă din martie 1924 s-au discutat problema pregătirii evenimentelor. Atunci s-a propus de către Vasile Goldeș ca o primă acțiune interesantă și frumoasă, este aceea să se publice anumite lucrări dedicate Revoluției de la 1848 și lui Avram Iancu. Și au fost publicate lucrările lui Teodor Păcăițan, a lui Ion Clopoțel și acea biografie scurtă a lui Silviu Dragomir. Silviu Dragomir încă nu finalizase celebra lui lucrare despre Avram Iancu, care din fericire, să spunem așa, și cu bucurie, ea a fost reeditată în acest an cu niște studii introductive foarte interesante de către colectivul de istorici de la Cluj și lansarea s-a făcut într-un cadru destul de frumos la Academia Română cu câteva zile în urmă. Acum vreo două săptămâni s-a desfășurat această activitate. De asemenea, în cadrul discuțiilor pregătitoare s-a pus problema să se ridice un monument pe Muntele Găina, dedicat revoluționarilor de la 1848, ceea ce s-a materializat în cunoscuta cruce de pe Muntele Găina. De asemenea, s-a preconizat ținerea unei adunări generale a Astrei la Câmpeni, iar la Cluj să aibă loc punerea pietrei fundamentale pentru monumentul lui Avram Iancu. Deci mult criticatul monument al lui Avram Iancu, ridicat de către Funar, își are o origine ceva mai veche, deci nu aparține lui Funar, așa cum a fost el caracterizat, din anumite interese sau din ce motive, nu știu, dar atunci se pune piatra de temelie în 1924. Deși inițiativa aparține altcuiva, generalului Nicolae Petala, care era comandantul Corpului 6 Armată, cel destituit din funcția de comandantul Corpului 4 de la Iași, datorită implicării în chestiuni politice cu Iancu Flondor la Cernăuți, e o poveste întreagă și cu acest Nicolae Petala, care, sigur, s-a implicat în politică, dar din punct de vedere al omului de cultură, cred că este unul dintre generale cu o cultură foarte bună și bine implicat în activități politice și sociale și după perioada când era la Cluj, a și scos și un ziar acolo unde s-a ocupat așa de educația patriotică și culturală a națiunii române. Și atunci Petala este cel care a avut inițiativa constituirii unui comitet pentru ridicarea unui monument dedicat lui Avram Iancu. Și atunci, în consultare cu preoții, s-a spus problema unde este cel mai bine. Lângă Catedrala Ortodoxă. Începuse construirea Catedralei Ortodoxe din Cluj în 1923 și atunci, exact acolo unde este acum statuia lui Avram Iancu, s-a stabilit de către acel comitet de inițiativă locul statuiei, care a fost, o să vedem în final, sfințit acest loc cu ocazia prezenței la Cluj pe data de 2 septembrie 1924 a regelui Ferdinand, a membrilor guvernului și așa mai departe și atunci s-a pus piatra de temelie. Din vari motive, acel monument nu a putut fi ridicat și știm, acum, abia după 1990, controversat așa cum este el, statuia lui Avram Iancu străjuiește centrul Clujului exact acolo unde a fost proiectată inițial. Inițiatorii proiectului, cei de la Astra, au luat legătură cu Casa Regală, cu membrii Guvernului și cu Armata pentru organizarea tuturor acestei chestiuni. Și după mai multe discuții s-a ajuns de comun acord la un program comun. Teoretic sau paternitatea aparține membrilor
societății Astra, dar, repet, el este rezultatul unei discuții, unor discuții și a unor negocieri cu Casa Regală, cu membrii guvernului și cu reprezentanții armatei. Și s-a stabilit un program de detaliu pentru perioada 28 august 2 septembrie. Programul a fost stabilit, a fost publicat în presa centrală și locală și toate ziarele din epocă, sau în toate ziarele din epocă vom găsi acest program, unele mai detaliate, unele alții mai puțin detaliate și, bineînțeles, în funcție de poziția politică cu cuvenitele poziții politice. Ziarul Patria, care era oficiosul Partidului Național Român și care era total opoziție cu ziarul Viitorul, să-i spunem, și chiar și cu Universul și așa mai departe, prezintă niște comentarii deloc elogioase la adresa organizatorilor sau mai ales al membrilor guvernului care să organizeze acest eveniment. Nu o să dau citire programului, fiindcă este detaliat. Foarte interesant câteva chestiuni în legătură cum era văzută în vreme pregătirea evenimentului. Și o să permiteți să citesc puțin din oficiosul Partidului Național Român, fiindcă este frumos, chiar plăcut să citim. În ultimele zile lunii august, atmosfera din zonă era dominată de febra pregătirilor pentru sosirea oficialităților de la București și Cluj. Oficiosul Partidului Național Român a anunțat cititorii săi că, citez, guvernul, luând el în mână aranjarea programelor oficiale, a venit cu tot aparatul său polițienesc și a reușit să indispună prin măsurile sale de pază populația din munți, ca și pe oaspeții veniți la serbări. Necunoscând spiritul de loialitate al acestui popor, guvernul a mobilizat în munți numai jandarmi, peste 1000, precum și o puzdere de tot felul de agenți polițienești. Credem că aceste măsuri exagerate de pază se datoresc faptului că nu participă la serbări atâta lume cât se aștepta. Nici chiar cei care și-au anunțat sosirea, moții și românii ardeleni n-au avut niciodată nevoie de poliție și de măsuri de siguranță pentru a păstra ordinea. Suntem un popor de ordine în țara noastră, în jurul dinastiei noastre și nu ne putem obișnui în ruptul capului cu legitimarea identității tot la trei pași. Cu atâtea măsuri de pază, chiar și cea mai caldă însuflețire se răcește. Noi înțelegem faptul ce trebuie dat familiei regale, dar nu voim să credem că el trebuie legat de măsurile atâtor comisari și subcomisari de poliție de siguranță. Deci, vedem cam cum erau văzute, care sigur toată lumea, dacă era domnul ales până aici, de exemplu, ar fi vorbit el despre măsurile de siguranță, tot acolo și cât de bune au fost și de necesare, nu? Așa. Foarte interesant este care era atmosfera în zonă în privința pregătirii. La Câmpeni și în Vidra, la Țebea și la Baia de Criș era o frământare continuă. Sute de automobile străbat drumele cu ordine, telegraful lucrează zi și noapte, armata cu furgoane trece deja dintr-un loc în altul, comisarii guvernului, delegație Astrei, comandamentul militar, jandarmeria, siguranța și poliția desfășoară o activitate febrilă. Nu de mult domnul ministru Tătărescu a fost prin județ, era ministru de interne atunci Tătărescu, a fost prin județ, iar puțin mai târziu și prim-ministru însă și în tovărășia domnului Lapedatu. Lapedatu era din partea guvernului să pregătească activitățile în zonă, care personal conducerea pregătirea serbării. Domnul Ștefănescu, inspector general în Ministerul de Interne, conduce lucrările administrative, iar domnul Ghita, prefectul poliției din Cluj, e însărcinat cu măsurile polițienești. Inspectorul Bianu și domnul director al siguranței Voinescu sunt și ei, alături de Vasile Goldeș personal și de toți separați ceilalți membri ai Astrea. Orașul Câmpina este povazat, toți stâlpii telegrafice între Abruzzi și Câmpeni, între Abruzzi, Câmpeni, Câmpeni, Vidra au fost povazați. La Câmpeni s-a ridicat un teatru impunător din scânduri și ramuri de braz, de brad. Casa Preturei, administrația Plășii, va adăposti familia regală și princiar. Și atunci, vedeți ce frumoasă presă era pe vremuri, nu că acum nu ne informează cu nimic. Așa, odăile măiestățile lor sunt simplu mobilate, câte un dormitor din lemn galben, un pat, o noptieră, un dulap, o toaletă, un spălător și așa mai departe. Toate chestiunile sunt detaliate și publicul ia la cunoștință. Acum nu mai găsim în presă nimic despre ce fac stăpânii noștri de astăzi. La Câmpeni
La Vidra și Găina s-au întins 2000 de corturi militare. În state s-a dat, poate că e greșeal de tipar, mi se pare exagerat 2000, poate au fi fost 200, dar nu știu precis. Eu am luat data care am găsit-o în sursă. În stare să adăpostească 6000 de oameni. Tabăra a fost botezată tabăra lui Iancu. În casa Iancului de la Vidra vor apărea în fața maiestăților lor un grup din cei mai inimoși moți. Pe muntele Găina, armata a construit un drum practicabil cu parapete și locuri prăpăstioase. Nu cred că l-au amenajat prea bine, fiindcă pe muntele Găina toți cei care au mers, unii au mers pe jos, iar cei care au avut cai la dispoziție au mers călare. Inclusiv regele, regina și suita regală, toți au avut cai la dispoziție. Nu știu dacă aduci de la București sau de unde acolo, dar au avut cai de la dispoziție, la dispoziție pentru a urca pe muntele Găina și a coborî de pe muntele Găina. Foarte interesantă altă chestiune. Cu prilejul sărbătorilor l-a avut un comerciant maghiar, Ianoș Tomoc, ascultat pe Avram Iancu din memorie, atât de asemănător încât moții bătrâni contemporane lui Iancu n-au șovăit să-l recunoască imediat. Probabil, atât de adânc înrădăcinat a rămas figura craiilor munților în mintea celor care s-au temut de el, încât și astăzi, îl au și astăzi înaintea ochilor. Tot la Brut, la sasul fici, s-a găsit un pistol însoțit de un act notarial autentic, doveditor că arma a aparținut lui Avram Iancu. Pistolul a fost dus la Vidra, la muzeu. Oamenii aduc galbeni bătuți la 1838, cu care Avram Iancu și-a plătit oștile. Zilnic sosesc la Iud, de la Sibiu și din alte locuri pe unde a trecut eroul, fotografii, obiecte hrisoave ale lui Iancu. Toate vor îmbogăți colecția muzeului, ceea ce se pregătea acolo muzeul. Sâmbătă s-a stabilit programul de deplasare, nu intrăm în amănunte, s-au stabilit trenurile care circulau de la Turda la Câmpeni cu reducere 75% prețul biletelor. Și așa mai departe, se plătea numai până la Turda, trenul de la preț normal, de acolo lucrurile erau mai tentante, având în vedere prețul. Sunt descrise în presa vremei toate activitățile care s-au desfășurat și în special se pune accent pe activitatea desfășurată de către cei de la Astra în zilele de 28, 29 și 30, s-au desfășurat fel de fel de conferințe cu participare a reprezentanților vieții culturale din Transilvania, prilej cu care s-au depus coroane de flori la mormântul lui Avram Iancu. Interesant este că în acel context, având în vedere starea deplorabilă în care se afla mormântul lui Avram Iancu și a principalilor săi colaboratori, s-au apucat de treabă oamenii și l-au aranjat și plus, foarte interesant, acolo la Țebea, lângă unde este mormântul lui Avram Iancu, erau mormântați și 72-73 de eroi din războiul de întregire care căzuse în luptele pentru eliberarea Transilvaniei și în Ungaria în anul 1919. Și pentru mormintele celor 73 de eroi au fost și ele amenajate, aranjate cum trebuie, având în vedere că acolo urma să se desfășoare un ceremonial odată cu sosirea suveranului. În legătură cu prezența familiei regale, familia regală a ajuns la Țebea în data de 31 august 1924. Interesant, fiindcă nu era o stație de cale ferată acolo amenajată, s-a amenajat un peron special de scânduri frumos și trenul a oprit vagonul maiestăților lor exact la peron și pe acel peron improvizat, să-i spunem, sau special amenajat, au coborât membrii familiei regale. Sosise în zonă și primul ministru Ionel Brăteanu cu toți membrii guvernului, reprezentanții ai partidelor politice, șefi ai camerelor, foști și prezenți șefi ai camerelor, Camera Deputaților sau Senatului, un număr mare de generali, între care și generale Averescu și Prezan, prietenii ei, cei doi veșnic prieteni, cu ghilimelele de rigoare. Onorurile au fost date de regimentul 91 infanterie, de la Orăștie a fost adus acest sau acea subunitate pentru prezentarea onorurilor. Sigur că sunt foarte multe descrieri acestei chestiuni. Au luat cuvântul în acel context Mitropolitul Nicolae Bălan, a avut un cuvânt destul de lung
referitor la viața și activitatea lui Avram Iancu. Apoi a luat cuvântul Ioan Lapedatu, care era ministrul cultelor și artelor, de asemenea cu un cuvânt foarte frumos în legătură cu Avram Iancu și Revoluția de la 1848. A vorbit Nicolae Bută, delegat din partea tinerimii universitare, de asemenea un cuvânt deosebit de frumos, îl numește pe Avram Iancu, român viu de Dumnezeu insuflat. După rostirea cuvintelor, cuvântărilor, regele Ferdinand a depus o coroană de flori la mormântul lui Iancu de Hunedoara, iar regina Maria a presărat flori pe mormântul celor aflați în zonă. La ora 12, într-un pavilion special construit pe un câmp la marginea șoselei, a avut loc masa oficială la care au luat parte suverane, moștenitori, membrii guvernului, mitropoliți și așa mai departe. În același timp, oaspeților și populației prezente la eveniment i s-a servit o masă câmpenească pe durata căreia au ținut cuvântări ocazionale reprezentați din provinciile istorice. Deci erau acolo reprezentați din Basarabia, din Bucovina, din Muntenia, din Dobrogea și chiar din Timoc. Întâmplător. Așa, vedeți cât de bine s-a organizat. Pe timpul mesei a rostit o cuvântare nu prea lungă, așa cam de o pagină de citit, Ionel Brătianu. Și apoi, în final, a luat cuvântul regele Ferdinand, așa că numai un pic, un scurt citat. Ai murit, ce spunea despre Avram Iancu, frumos scris, cine o fi scris. Ai murit chinuit pe roată, tu, nefericitule Horia, cu ai tăi, iar tu, viteazule, între viteja Avram Iancu, închis ai ochii rătăcitori pe drumul singur, numai cu fluierul tău, cu sufletul întunecat și nemângâiat, pentru că îți vedeai zădărnicită ținta luptelor tale. Și totuși, jertfa voastră era sfântă, căci dreptatea s-a făcut, împlinindu-se înțeleapta vorbă a poporului, apa trece, pietrele rămân. Credința în suflete, răbdarea în muncă și cinstea în viață au adus această biruință voastră, iubit popor al munților apuseni. Sigur că după încheierea activităților de la Țebea, participanții sau liderii de acolo s-au deplasat la Câmpeni, unde a avut loc o ședință solemnă, să zicem, a asociației Astra, ședință care a fost condusă de către regele Ferdinand în calitatea sa de membru de onoare al Astrei. Și acolo s-au rostit cuvântări, care de care mai frumoase, de către Vasile Goldiș. De asemenea, Silviu Dragomir a ținut o amplă cuvântare referitoare la viața și activitatea lui Avram Iancu. Vreau să fac precizare că în aproape toată presa românească, acel studiu pe care l-a citit Silviu Dragomir aici a fost publicat cu câteva zile înainte în presă. Deci cine dorește, îl găsiți în presă, eu l-am găsit în Universul, dar el este publicat și în ziarul Patria și probabil și în alte ziare. De asemenea, a vorbit la această sesiune jubiliară, să-i spune, sau specială a Astrei și Mitropolitul Miron Cristea, care face o legătură între biserică și stat și importanța crucii. Dar are o încheiere de cuvânt foarte interesantă și vă rog să aveți răbdare să o citesc, că merită. Îndeoseb, ni se cernește sufletul de îngrijorare când în fața memoriei eroului, care a fost craiul munților și apărătorul gliei strămoșești și al tuturor bogățiilor țării, trebuie să constatăm că în multe părți ale țării bogățiile mai mari au ajuns ușor și aproape în întregime pe mâini străine și de neam, și de țară, și de sufletul ei. În fața acestei